Care dintre aceste trei telefoane face cele mai bune poze? Aici o să comparăm camerele lui P60 Pro cu cele ale lui iPhone 14 Pro și cu cele ale lui Vivo X90 Pro. Huawei P60 Pro a fost lansat de curând, iar colegul meu Cristi l-a testat și puteți vedea review-ul lui pe canal. Pentru iPhone 14 Pro avem deja două clipuri realizate, iar review-ul lui X90 Pro va apărea în curând. Am testat telefoanele în diferite situații. Am fotografiat ziua și noaptea pe camerele principale, pe cele ultra-wide și pe cele telefoto. Am făcut peste 100 de fotografii cu fiecare și am am filmat zeci de clipuri. P60 Pro are o cameră principală de 48 de megapixel cu o diafragmă variabilă f1.4 și f4 în funcție de situație. iPhone 14 Pro tot 48 de megapixel f1.7 iar Vivo X90 Pro vine cu o cameră de 50 de megapixel f1.8. Toate au cam aceleași camere ultra-wide de 12 megapixel f2.2 pentru iPhone 12 megapixel f2.0 pentru Vivo și 13 megapixel f2.2 pentru Huawei. P60 Pro are o cameră telefoto de 48 de megapixel cu zoom optic 3.5x și iPhone 14 Pro una de 12 megapixel cu zoom optic 3x, iar X90 Pro are o cameră de 50 de megapixel, dar cu zoom optic de doar 2x. Camera de selfie pe P60 Pro este de 13 megapixel f2.4, 12 megapixel f1.9 pe iPhone și 32 de megapixel F2.5 pe Vivo. Mai departe, să analizăm pozele și clipurile și să vedem ce iese. Să începem cu camerele ultra wide și imediat putem vedea că fiecare are o interpretare diferită a scenei. Vivo merge pe un look mai colorat și cerul este mai albastru decât în pozele făcute cu iPhone 14 Pro și cu Huawei P60 Pro. La nivel de sharpness, putem vedea că pozele făcute de iPhone și de Huawei sunt mai clare. Aici nu pot să spun că un telefon se descurcă mult mai bine decât altul, așa că o să acord un punct pentru iPhone și pentru Huawei. În acest caz de fotografie cu camera principală, îmi place mai mult aspectul fotografiei realizate de Vivo, are un verde mai plăcut ochiului și un mov contrastant. Însă dacă ne uităm mai atent, vedem că pozele făcute de Huawei și de iPhone sunt mai sharp. Însă poza făcută de 14 Pro are un blur nenatural pe margini. De aceea punctul merge aici pentru Huawei P60 Pro. Mai departe vorbim de fotografia macro. Toate trec în modul macro când te apropii mult de subiect, însă Huawei are și un mod macro tele realizat cu camera telefoto de 3.5x. Toate imaginile au detalii bune, însă camerele au focus diferit. Vivo are sharp pe vârful frunzei, iPhone 14 Pro puțin mai sus și Huawei P60 Pro la mijloc. Mie îmi place mai mult fotografia făcută de Huawei P60 Pro, dar are mici probleme tehnice, cum ar fi haloul din jurul frunzei însă ca să fiu corect dau un punct tuturor pentru că aceste poze sunt reușite. Trecem la camerele de selfie și avem această fotografie făcută într-o lumină bună. Din punctul meu de vedere, Vivo face cea mai bună poză în acest caz. Din păcate a rămas efectul de mirror activat și este invers față de celelalte două iPhone 14 Pro îmi face pielea prea galbenă, iar Huawei P60 Pro prea roșie, în timp ce Vivo X90 Pro are un look mai natural. Punct pentru Vivo. Aici un selfie la interior și câștigătorul mi se pare ar fi Huawei P60 Pro, deoarece luminează pielea mai bine și păstrează mai multe detalii. Cel mai bine se poate observa pe cămașă, iar detaliile au dispărut pe iPhone și pe Vivo. Pe iPhone pielea este puțin cam gri, pe Vivo arată bine și îmi place blur-ul din fundal. Un punct pentru Huawei și jumătate de punct pentru iPhone și Vivo. În acest caz avem trei poze făcute la apus cu camerele principale și toate trei se descurcă bine. Imaginea Vivo este un pic cam saturată după cum se poate vedea pe cer. Nivelul de detaliu când facem zoom este cam același pentru toate. De asemenea, dacă ne uităm în partea întunecată a imaginii, putem vedea nivel de detaliu similar în toate. Însă Huawei schimbă cromatica și asfaltul se vede verde, nu negru cum este pe iPhone și pe Vivo. Pe blocuri situația este similară cu ceva mai multe detalii pentru iPhone și Vivo. Aici nu mi se pare că avem un câștigător detașat, deci un punct pentru fiecare. Același loc, doar că noaptea și din prima putem vedea mai multe detalii pe Vivo care a surprins mai multe stele, iar pe iPhone este o vinietă destul de pronunțată. Huawei luminează puțin nenatural cena și face ca totul să fie mai albastru și mai galben decât în realitate. În cazul de față aș da un punct pentru Vivo, jumătate de punct pentru Huawei și niciun punct pentru iPhone, deoarece se pierd multe detalii în zona cu copaci. În următoarea situație de fotografiere nocturnă avem mai multă lumină. Din start mie îmi place mai mult imaginea creată de P60 Pro, clădirea își păstrează culoarea din realitate, pe când pe Vivo și pe iPhone pare galbenă. Mașina din dreapta arată mai bine pe Huawei. Vivo X90 Pro se descurcă foarte bine cu luminile stâlpilor și face niște raze frumoase, pe când pe iPhone și pe Huawei zonele acelea sunt arse. Aici cred că pe 60 Pro face o poză mai bună per total și voi acorda un punct, iar jumătate de punct merge la Vivo și iPhone deoarece nu sunt foarte mult în urmă. Acest caz este unul nu foarte întâlnit, adică fotografierea în aproape beznă totală. Vedem imediat că pe 60 Pro a avut probleme de focalizare, iar X90 Pro și 14 Pro se descurcă mai bine. Însă la acest capitol, Vivo face cea mai bună poză și pe această lumânare parfumată chiar se vede că este un scris acolo. Punct pentru Vivo și jumătate de punct pentru iPhone. Hai să vedem cum se descurcă telefoanele și la fotografia portret. Aici fotografiile au fost făcute cu modul portret 2X și la F4. Imediat vedem că Huawei are un blur mai mare în poză, ceea ce nu este un avantaj deoarece îi oferă un aspect fake, după părerea mea. Decuparea este bună în toate trei imaginile. Blurul cel mai natural este pe iPhone și are și cele mai multe detalii. P60 Pro mi-albește nenatural pielea, dacă ne uităm la haine vedem că P60 Pro în acest caz nu se descurcă bine și are o lipsă acută de detalii. 14 Pro redă cel mai bine textura hainelor, apoi Vivo X90 Pro. Un punct pentru iPhone 14 Pro și jumătate de punct pentru Vivo X90 Pro. Aici vorbim de o poză portret făcută la 1X. Diferența este mică între cele trei telefoane. Vivo are un aspect mai contrastant și schimbă culoarea zidului din spatele subiectului. Decuparea este bună peste tot cu un mic fail din partea iPhone-ului în zona umărului. Vivo X90 Pro pierde din detalii la o analiză mai detaliată, pe care iPhone 14 Pro și P60 Pro le păstrează. yeah <laughs> un punct pentru P60 Pro și iPhone 14 Pro și jumătate de punct pentru Vivo X90 Pro. Următorul caz este unul foarte interesant. Tot în modul portret cu 2X, însă cu un subiect în contrajur. Aici Vivo a avut mari probleme în a focaliza și abia după 5-6 poze am reușit să fac focus pe subiect. Totuși Vivo face un lucru mai bine. Păstrează mai multe detalii în fundal, pe când pe iPhone și Huawei vedem totul ars. La nivel de detalii, iPhone 14 Pro și Huawei P60 Pro înving din nou, iar dintre cele două nu aș putea a declara un învingător. așa că un punct pentru iPhone și unul pentru Huawei. Mai departe trecem la camera telefoto și analizăm fotografii făcute la zoom Optic 3X pentru iPhone 14 Pro, 2X pentru Vivo și 3,5X pentru P60 Pro, adică focala maximă cu zoom optic la fiecare. Toate telefoanele se descurcă bine la zoomul optic prestabilit, dar bătălia este câștigată de Huawei datorită faptului că face poze mai bune la zoom dincolo de 3,5X, chiar și la 100X. Nu am avut S23 Ultra pentru că era interesant să vedem cine este regele telefotoului punct pentru Huawei. Mai departe avem o poză portret, de data aceasta subiectul nu este uman și am vrut să văd cum se descurcă. Imediat ne dăm seama că Huawei aplică un sharpness mult prea mare, în timp ce Vivo are cel mai puține detalii, iar iPhone este undeva la mijloc, adică în locul potrivit. De asemenea, 14 Pro și X90 Pro au un blur frumos, în timp ce Huawei P60 Pro nu prea. Aș vedea un punct pentru iPhone și Vivo și 0,5 puncte pentru Huawei. Aici avem fotografii ultra-wide în lumină foarte bună și, surprinzător, fotografia realizată de X90 Pro are zgomot în imagine, în partea de jos. Celelalte nu au. iPhone-ul și Huawei-ul sunt foarte sharp nu prea îmi place ce face Vivo la margini și imaginea pierde din detalii. Deci un punct pentru P60 Pro și unul pentru iPhone 14 Pro. Încheiem seria de fotografii cu încă o serie realizată cu camerele wide. Fotografii bune în toate exemplele, însă Vivo se joacă prea mult cu culoarea mașinii și nu reproduce corect roșul. Nici Huawei nu este foarte corect și iPhone-ul redă roșul din realitate. La nivel de detalii lucrurile stau cam la fel. Acord un punct pentru iPhone, 0.5 puncte pentru Huawei și Vivo. În acest ultim caz, cred că este evident că de mici sunt diferențele, și chiar după ce le-am analizat, nu aș putea spune că un telefon a făcut o poză mult mai bună decât altul. Un punct pentru fiecare. Dacă ar fi să ne oprim aici, Huawei P60 Pro ar câștiga cu 12,5 puncte, însă mai trebuie să vorbim și despre video. Începem cu camera de selfie și imediat Vivo X90 Pro pierde cursa pentru că poate filma doar Full HD, nu 4K. Dintre Huawei și iPhone, alegerea este grea deoarece ambele telefoane se descurcă bine, însă Huawei are mai mult zgomot în imagine, se vede pe haine. Deci un punct pentru iPhone 14 Pro și jumătate de punct pentru Huawei P60 Pro. La video cinematic, diferențele nu sunt extraordinare, dar în start putem vedea că P60 Pro oferă un look prea contrastant în acest caz, mai întunecat și nici pielea nu arată grozav. Vivo și iPhone se descurcă mai bine, însă la X90 Pro mai vedem probleme de decupare a subiectului de fundal. Deci, pentru mine, 14 Pro primește un punct, Vivo 0.5 puncte și Huawei 0. În această filmare la apus ne dăm seama imediat că 14 Pro este singurul care nimerește balansul de alb, iar Vivo e pe câmpii deoarece pisica e galbenă. Dintre cele două rămase în cursă nu pot să zic că îmi place freuna în mod special. Pe 60 Pro are un aspect prea contrastant și introduce sharpness digital, în timp ce iPhone 14 Pro mi se pare puțin cam soft jumătate de punct pentru fiecare. În această filmare nocturnă statică, P60 Pro are cel mai mult zgomot în imagine și o lipsă de detalii, după cum se poate vedea în zona tastaturii și a scrisului pe lateralul mouse-ului. X90 Pro și iPhone 14 Pro sunt cam la același nivel, dar Vivo are ceva mai mult zgomot în cadru decât iPhone. Deci, un punct pentru 14 Pro și jumătate de punct pentru Vivo. În al doilea caz de filmare nocturnă, Huawei pierde din nou din cauza zgomotului mare din imagine. Vivo are zgomot, dar oferă o imagine mai sharp, pe când pe iPhone se pierd Detalii în frunzele copacilor, punct pentru x90 și jumătate de punct pentru iPhone. Pe timpul zilei, toate telefoanele filmează bine cu multe detalii și oferă o stabilizare bună. La final vreau să vă arăt această filmare cu P60 Pro, cu modul de 3.5x telemacro și mi se pare fantastic. Detaliile sunt foarte bune, iar stabilizarea este excelentă nu se compară cu ce pot obține celelalte două telefoane la filmare cu zoom optic. Deci, punct pentru Huawei P60 Pro. Noi am încercat să facem acest test cât se poate de obiectiv și am fost imparțiali, însă în jutecarea unor imagini pot intra în ecuații și elemente subiective, de exemplu preferința pentru culoare, contrast și așa mai departe. Însă, în definitiv, în testele făcute de noi, un model de telefon s-a descurcat mai bine. Așadar, dacă ar fi să tragem linie, iPhone 14 Pro ar avea cea mai bună cameră cu 15 puncte, Huawei P60 Pro locul 2 cu 14,5 puncte, iar Vivo X90 Pro locul 3 cu 11,5 puncte. Este clar că P60 Pro face o treabă mai bună pe poze, dar mai are de lucrat pe video, mai ales pe filmările cu luminositate scăzută. Eu aș fi mulțumit cu oricare dintre aceste trei telefoane. Fiecare are puncte forte și fiecare a dat rateuri în testele mele. Mi-ar fi plăcut să vă dau un verdict mai tranșant, însă asta a reieșit din testele mele. Voi ce ziceți? Care telefon face poze mai bune? Cum vi s-a părut testul nostru? Ce alte telefoane vreți să mai testăm și să le comparăm? Vă așteptăm în comentarii.